Bun găsit tuturor de aici de la Ovidiu. Iată, Astra se califică în semifinalele Cupei României 3-1. Romario Benzar, capitanul Gazelor, a intrat după pauză alături de mine. Te salut, Romario. Bună seara. Ați început bine partea secundă. Poate multă lume s-ar fi gândit că reușiți să, cel puțin să egalați. După gol însă n-a mai fost jocul pe care l-ați presat în primele 10-15 minute. Da, a doua repriză am încercat să fim mult mai agresivi, să construim. Am reușit să și marcăm, din păcate n-am reușit să avem evoluția de la începutul cele de-a doua repriză și să continuăm așa ca să egalăm. Am și ratat la fază fixă, dacă nu mă înșel, că nu mai știu exact ce am trecut pe lângă minge. Cred că n-am meritat în această seară să ne calificăm. Trebuia să abordăm meciul de la început cum l-am început a doua repriză. Învățăm din greșeli și în campionat trebuie să fim mult mai agresivi și să câștigăm. Bine, spui că nu meritați, însă să nu uităm că au fost absențe importante în primul 11, inclusiv tu care ai intrat după pauză. Da, eu spun că și cei care au fost în locul nostru au încercat să dea totul. Din păcate așa este în fotbal, prima repriză ne-au dat 2 goluri. Cred că a fost roșu când i-a spart capul lui Vâna, dar tot timpul cu Astra niciodată nu primim nimic. De ce? De ce? Nu știu. Se lasă jocul liber, între ghilimele, doar în favoarea lor. Cred că meciul de luni va fi cu totul și cu totul un alt meci. Miza este campionatul pentru noi și vom încerca să dăm totul. Vorbești de arbitraj, a fost 11 minute și la Ioniță din punctul tău de vedere? Da, nu știu, arbitra bine, în afară de faza aceea, consider eu, cred că trebuia să-i dea roșu. Eu am fost pe margine și am văzut foarte bine. Acum domnul arbitru a judecat cum a crezut el. Spui că se vor schimba datele, probleme, e clar. Sunteți mai concentrați pe campionat decât ar fi însemnat o Cupa României? Suntem echipa de pe primul loc și ei se uită la noi. Luni vom da totul și sunt sigur că vom câștiga. Cum veți putea câștiga cu asta? Să vedeți luni la meci. Trebuie să fim mult mai răi, mai agresiv. Asta cred că este primul lucru care trebuie să-l facem luni. Ce v-a spus Gheorghe Hagi la pauză? Nu știu dacă ai apucat, ai ieșit repede din vestiar. Nu am fost la pauză, mă încălzeam. Nu știu. Ok. Vreau să te întreb, pentru că erai pe bancă, cu siguranță ai auzit și reacțiile spectatorilor atunci când Marius Mudica a ieșit la golurile marcate de Astra. Cuvinte nu tocmai plăcute. Dar nu mă interesează. Am auzit ceva acolo sus, dar nu mă interesează. Este problema dânsului cum se bucură. Ce părere ai de noua denumire a Stelei? Te întreb, ești un capitan de echipă, nu mai este Steaua, este FCSB în lucru oficial. Eu știu că noi am jucat cu Steaua și în continuare vom juca cu Steaua. Adică nu văd de ce s-ar schimba numele. Atâția ani am mers pe numele Steaua și acum să se schimbe, chiar nu văd rostul și nu văd de ce. Mulțumesc foarte mult, Romario. Multă baftă în continuare.